Thank you.
noastră tot din țară. Bună ziua, dragi buzoieni! A fost azi un moment absolut extraordinar, este în continuare. Cred că niciodată la Buzău nu a fost o acțiune de o asemenea învergură pentru susținerea unui om și pentru susținerea unei idei extraordinare. Buzău trebuie să se apere, România trebuie să se apere. Nu poate să ne amputeze nimeni dreptul de a ne dezvolta cu resursele noastre, nu cu resurse de import. Nu pot să închid acest meeting decât cu cuvintele adresate de Dan Puric politicienilor aflați la putere. Am început cu acest cuvânt pe care mi l-a transmis Dan Puric ieri dimineața, după ce a văzut ce se întâmplă, și vi-l transmit cu mare drag, pentru că este un mesaj foarte profund, foarte creștin și foarte românesc. Destituirea domnului Costel Vânătoru din funcția de director al Băncii Naționale de Gene pentru legumicultură este mai mult decât un act politic necugetat. Este un atentat asupra unei valori de siguranță națională. Domnilor politicieni aflați la putere, prin această măsură irresponsabilă, ucideți fără scrupule, în mod public, o vocație și o conștiință românească, aflată în slujba țării de o viață întreagă. Și în același timp, dați o lovitură de nert a țării, în care și dumneavoastră v-ați născut, atacându-i în mod inconștient temelia de bază, sămânța, cu suflet de creștin. Mă rog să reveniți asupra acestei decizii, ca nu cumva să purtați responsabilitatea acestui dublu asasinat, căci ați lovit nu numai în ceea ce ne-a rămas, sămânța neamului, ci și în paznicul ei, cel care a salvat-o, a crescut-o și a păzit-o cu tot sufletul, din vocația de creștin și de român. Căci nu uitați de câte ori s-a lovit în sămânța neamului poporul acesta, în mod uimitor, din lovitură a renăscut. Hai, România! România! Ca acest loc pe care scrie deasupra Banca de Resurse Vegetale a României, am dat cu mult drag acest spațiu, a fost votată în unanimitate această donație către Guvernul României, inclusiv de consilierii locali ai PNL-ului. Îi rog și pe ei și pe președintele PNL Buzău să facă grevă în fața guvernului și în fața ministerului. Nu se doarmă! Nu putem fi...